Bine v-am regăsit cu un nou episod pe canalul nostru Vox Valahorum. Eu sunt Florin, iar astăzi vom vedea rezolvarea testului 5 de antrenament pentru evaluarea națională. Voi aborda partea B, partea de limbă, iar restul rezolvării o veți găsi pe site-ul nostru în cadrul manualului digital. Înainte de a începe videoul efectiv, nu uita să apeși like, share, subscribe acestui canal, iar dacă vrei să fii la curent cu materialele postate de noi, apasă și clopoțelul, acela este realul buton de abonare. Să începem! La exercițiul 1 trebuie să scriem în casetă litera corespunzătoare răspunsului corect. Sunetul I este vocală în ambele cuvinte din seria și avem câteva serii de cuvinte. Răspunsul corect este C, da? Epuizant și bunicul. Acolo I este vocală în ambele cuvinte. În restul exemplelor, nu. De exemplu, la apoi, da? I este semivocală. La căci, I este doar litera ajutătoare. Iazul, I este semivocală. Și iată, răspunsul corect rămâne C, pentru că în ambele situații avem vocale. La 2. Cuvinte formate prin compunere, da? Ambele cuvinte formate prin compunere, răspunsul corect este B, da? Despre, din de și spre, și totdeauna tot plus de plus a plus una. La ce? La ce? Trebuie să rescriem secvența. Nu era plictisit sau distant, dar parcă nu era vocea lui, înlocuind cu câte un sinonim cuvintele distant și voce. Și propun următoarea rezolvare. Nu era plictisit sau rezervat, dar parcă nu era glasul lui. La exercițiul 4 trebuie să transcriem din fragment 3 pronume personale aflate în cazuri diferite. Și avem M, pronume personal în cazul acuzativ, lui, pronume personal în cazul genitiv, și el, pronume personal în cazul nominativ. La exercițiul al 5-lea trebuie să completăm enunțul în așa fel încât să adăugăm o propoziție principală, precizând și modalitatea prin care se realizează raportul de coordonare. Și ni se dă enunțul. Asta mă fascina și pe mine și pe verii mei. Hai să vedem răspunsuri posibile. Asta mă fascina și pe mine, virgulă, asta îi fascina și pe verii mei. Aici avem coordonare prin juxtapunere. Sau, o altă variantă, asta mă fascina și pe mine și îi fascina și pe verii mei. Coordonare copulativă, da, prin conjuncția și. La exercițiul 6, alcătuim un enunț în care substantivul cu funcție de atribut din enunțul bunicul era înțeleptul satului să devină complement indirect. Identificăm pentru început atributul, este vorba despre satului, este un atribut substantival genitival. Și acum trebuie să-l transformăm în complement indirect. Atenție, complementul indirect stă întotdeauna în cazul dativ și prin urmare trebuie să-i schimbăm cazul. Din fericire nu și forma, pentru că știm foarte bine genitivul și dativul sunt omonime atunci când vorbim despre substantiv, de aceea se și confundă ușor. Deci, substantivul cu funcție de atribut satului și enunțul în care substantivul are funcția de complement indirect îi datorez satului ceea ce sunt astăzi. Este doar o propunere de rezolvare, evident și alte exemple pot fi corecte. La 7 trebuie să completăm spațiile libere din text, reprezentând gândurile unui iubitor al deltei cu forma corectă a cuvintelor scrise între paranteze. În delta am cunoscut câțiva scafandri, atenție cu un singur i, cu doi i se scrie doar dacă îl articulăm. Și mi-aș dori, atenție, aș dori, tot cu un singur i, la condițional optativ, să luminez și eu cândva cu o lanternă uriașă undele unui lac spre a vedea peștii aurii, aici cu doi i, și alte vietăți subacvatice. Cam acestea au fost exercițiile de la punctul B, exercițiile legate de limbă. După cum am precizat încă de la început, restul rezolvării îl puteți găsi în manualul digital pe pagina noastră, aveți link în descriere. De asemenea, rezolvarea completă va apărea joi pe pagina noastră, unde vă puteți verifica rezolvarea. Eu am fost Florin, îți mulțumesc pentru timpul acordat. Nu uita să apeși butonul de subscribe, dă un like acestui video și un share ca să ajungă la toată lumea. Și până data viitoare, numai bine!